Dar slăviți să fie Domnul, într-o zi cântarea noastră se va uni cu a îngerilor, vom fi cu el acolo și atunci nu vor mai fi alte subiecte, va fi totul despre el. Slăviți să fie Domnul, Maranata, vino Doamne Iisuse! Aș vrea ca să mergem în următoarea rugăciune și să ne rugăm pentru înțelepciune. Vedeți, există câteva lucruri în viața aceasta în care nu avem dreptul să alegem. Nu alegem timpul în care ne-am născut, nu alegem familia în care ne-am născut, deși mulți se uită și ar vrea în altă parte, nu alegem dacă vom fi fată sau băiat și vedem că lumea în ziua de astăzi își pierde mințele și crede că poate schimba, însă ce a făcut Dumnezeu rămâne așa cum a făcut El și El știe mai bine. Cât ești mic, nu alegi dacă vii la biserică, te aduc părinții. Însă trec, trec ani și începem să avem cât mai multe alegeri. Începem să alegem poate școala la care mergem, începem să alegem ce facem cu cartea aceasta, cât ești mic o citești, că ți-o dă părintele. Alegem ce facem cu, cu telefonul acesta, ce și cât facem, cât timp pierdem pe el, cât timp pierdem în Biblie, deși a spune că pierzi timp în Biblie nu-i corect, însă avem această expresie în, în limba română, cât timp pierdem. Și m-am gândit, Doamne, sunt departe de ceea ce ar trebui să fi și aș vrea ca în următoarea rugăciune să ne rugăm pentru înțelepciune, ca să facem alegerile potrivite. Vedeți, noi nu suntem altceva decât suma alegerilor pe care le facem în fiecare zi, alegeri mici, alegeri mari, începând cu ceea ce facem primul lucru când ne trezim dimineața și știm tendința pe care o avem în special tinerii ca să luăm telefonul în mână. Niciun gând nu ne trece prin cap, dar telefonul e în mână. Și alegerile acestea pot să influențeze ziua în care intrăm. Lucrurile pe care le vedem, lucrurile pe care le auzim, vor determina cântarea pe care o vom avea în acea zi. Și vei putea tu spune la sfârșitul zilei: Cântarea mea a fost despre Isus astăzi. Vei putea tu, uitându-te în ziua ta trecută, da, Doamne, te-am ales mereu. Gândul meu a fost: Oare ce ar fi făcut Isus astăzi? În situațiile în care am fost eu. Fiecare dintre noi suntem puși în situații diferite și nu aș putea să spun faceți așa, pentru că fiecare dintre noi suntem într-un mediu, într-un context, într-o vârstă, într-un loc. Vedeți, părinții noștri când au fost tineri la vremea lor, au cunoscut ce înseamnă să nu alegi. Mergeai la magazin și nu sputeai, puteai, oh, mi-au pâine albă, pâine neagră, luai ce aveai. Și parcă nu-i drept față de tinerii din ziua de astăzi să aibă atâtea opțiuni, pentru că diavolul stă la butoanele lor, stă la mâna lor. Nu mai trebuie să cauți păcatul, păcatul este în mâna ta. Și parcă nu-i drept față de tineri și să, ștri, să știți, dragi frați în vârstă, că nu-i ușor. Pentru că ispita care este la ușă este teribilă. Este greu să te ridici în ziua de astăzi să spui, îl iubesc pe Domnul și îl aleg pe El. Cântarea mea este despre El. Pentru că bajocura va fi la ușa ei. Bajocul va fi asupra celuia care spune aceste cuvinte. Și mai mult te pune pe internet și te faci de râs și îți alegi să închizi cuvintele. Însă va fi o zi în care vom sta înaintea lui Dumnezeu și va spune, te-ai rușinat de mine? Și Dumnezeu să ne ajute să nu ne rușinăm de El. Dumnezeu să ne dea putere ca să avem înțelepciunea să alegem lucrurile Lui. Povățuiește-mă pe, carea, pe cărarea poruncilor tare, căci îmi place de ea. Nu-i ușor. Nu-i ușor ca uitându-te la ce este în jurul tău, să alegi lucrurile care în ochii lumii sunt o nebunie. Să aș vrea ca să mergem în următoarea rugăciune și să spunem, Doamne, cât ține de mine, vreau să aleg calea Ta. Da, ne vom bate de tot felul de lucruri și vom cădea, însă în final va trebui să ne ridicăm și să spunem, Doamne, cântarea mea este despre tine. Aș vrea ca înțelepciunea lui Dumnezeu să locuiască în fiecare dintre noi. Vedeți, în cer nu vor ajunge oamenii bogați, deși vor fi oameni bogați, însă acest criteriu nu va fi diferențial. Însă în cer nu va ajunge niciun om neînțelept, pentru că înțelepciunea însă și înseamnă să-l alegi pe Dumnezeu. Știm cu toții că este diferență între înțelepciune și pricepere. Și poți astăzi să fii priceput și poate mintea ta să meargă în lucruri care nu sunt la îndemâna oricui. Însă dacă n-ai înțelepciune, nu vei ști să-L iubești pe Dumnezeu. Nu vei ști să alegi calea Lui în fiecare clipă. Nu vei ști ca să-ți pui mintea să cânte despre El. Și aș vrea ca în următoarea rugăciune să spunem, Doamne, lasă înțelepciunea Ta peste fiecare dintre noi. Lasă înțelepciunea Ta peste copiii noștri. Lasă înțelepciunea ta peste bătrânii noștri. Vedeți, nu este o vârstă la care să n-ai nevoie de înțelepciune. Experiența te ajută, însă înțelepciunea lui Dumnezeu te ajută ca să deosebești calea lui. Aș vrea ca să ne ridicăm în picioare. Aș vrea ca să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, te iubim și vrem ca înțelepciunea ta să locuiască peste biserica noastră, peste casa noastră și fie ca Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. Vedeți, Iosua a stat la un moment dat în fața poporului și a spus, vă pune înainte binele și răul. Și lumea din ziua de astăzi nu mai scoate binele în evidență, trebuie să-l căutăm. Haideți să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, de neînțelepciune să deosebim calea ta și să o alegem și cântarea noastră să fie despre tine. Amin.